bărbat a cheltuit peste 75.000 de lire sterline pentru a-și acoperi corpul cu tatuaje și nu intenționează să se oprească aici. În prezent are 95% din suprafața corpului acoperită cu tatuaje. Conform ProTV, Remi și-a început aventura în lumea tatuajelor în 2009, când au decis să-și tatueze numele fiului său. De atunci, el a petrecut peste 1200 de ore în studioul de tatuaje, ajungând să aibă 95% din suprafața corpului acoperită cu cerneală. Singurele locuri pe care nu mi le-am tatuat sunt cea mai mare parte a feței, urechile, tălpile picioarelor și o parte din palma, a declarat el. Și așa și este, Remi are atât de multe tatuaje încât pielea sa este neagră din cap până în picioare, cu excepția feței, unde se zăresc câteva tatuaje cu motive florale. Aspectul său neobișnuit i-a adus bărbatului o comunitate de peste 200.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, comunitate care îi urmărește fiecare apariție și îi cere sfaturi legate de tatuaje. Pe lângă documentarea întregului proces, Remi își folosește platforma pentru a-și încuraja fanii să fie așa cum își doresc, fără a ține cont de părerea celor din jur, sfat pe care bărbatul îl urmează de ani buni. Cu toții avem demonii noștri. Eu sunt împăcat cu ai mei. În general, găsim diferențele altora supărătoare sau ofensatoare doar atunci când nu suntem împăcați cu noi înșine. Nimeni altcineva nu ar trebui să aibă atâta putere asupra emoțiilor tale prin simplul fapt că există și își vede de treaba lui. Deși a cheltuit mai bine de 75.000 de lire sterline pentru a-și tatua corpul, bărbatul nu intenționează să se oprească aici, pentru că tatuajele fac deja parte din existența lui, iar acum oamenii din întreaga lume îi urmăresc călătoria prin intermediul fotografiilor și a clipurilor publicate pe internet, relatează ProTV.